What's up? Tot eu sunt, cu brățara mea, cu tot. Ok, în videoclipul de astăzi o să vă povestesc un pic despre cum s-a stricat PC-ul, ce PC-ul am avut și s-a stricat și dacă voi puteți într-un fel să mă ajutați, să-mi lăsați în comentariile de mai jos care credeți că este problema, pentru că nu cunosc foarte mult. Dacă credeți că știți care este problema, scrieți-mi asta în comentariile de mai jos. Bineînțeles, eu am trimis deja calculatorul la service, a doua oară chiar l-am trimis, după cum puteți vedea, deci l-am adus odată acasă, imaginea acolo, și l-am desfăcut, l-am pus să funcționeze. A funcționat aproximativ o zi, deci o zi, nu și noaptea. Noaptea undeva la ora 10, 11, 12, cam așa, pe acolo. S-a închis și am și videoclipul, deci am filmat, am videoclipul, deci după cum puteți vedea acolo, calculatorul nu funcționează, dar butonul de power on, deci butonul din care poate fi pornit calculatorul, face un flash așa, face, se aprinde, se stinge, dar ușor, se aprinde, se stinge. Și fanul, ventilatorul se aude ca și cum ar vrea să pornească, dar nu pornește, nu înțeleg de ce nu pornește. Și l-am trimis la serviciul oficial de la HP, de aici de unde suntem noi, din Cipru, adică serviciul lor e Nicosia, dar în Cipru, în țara Cipru. L-am trimis odată și mi-a venit acasă, a funcționat pentru o zi și după aia s-a oprit. Acum iar l-am trimis, ieri l-am trimis, nu, azi l-am trimis, azi dimineața l-am trimis, am fost la Ștefanidis, am trimis PC-ul, laptopul 3 în 1, deci puteți vedea unboxing-ul undeva acolo sus, puteți să vă uitați la despre ce calculator vorbesc, doar ce l-am cumpărat și după aproximativ 2 luni s-a stricat, deci caput. Și da, după câte v-am explicat eu și după ce ați văzut în videoclipurile care au fost afișate acolo undeva, în stânga, scrieți în comentariile de mai jos dacă știți care este problema, ca să le zic celor de la HP, pentru că ei mi-au trimis calculatorul 3 în 1, mi l-au trimis acasă prima dată după ce l-am dus la service, după aproximativ 2 săptămâni, deci l-au ținut 2 săptămâni în service și au scris ei acolo pe foaie că au făcut ceva, nu știu ce, LED și BIOS update, dar am adus calculatorul acasă, l-am pus pe birou, am făcut câteva chestii pe ele, m-am uitat la videoclip, browsing little bit, la un moment dat când am vrut să scot mouse-ul, bam, calculatorul s-a oprit. Deci dacă crezi că știi ce are PC-ul 3 în 1 de care v-am vorbit de la HP, scrie-mi asta în comentariile de mai jos sau du-te pe Instagram și dă-mi un mesaj în privat să vorbim, să le scriu celor de la HP ce are, pentru că ei nu se descurcă să-l facă. Deci l-am de aproximativ 2 luni și ei nu au găsit problema, s-a stricat așa de repede, nu înțeleg care a fost problema și care a fost. Da. Cam atât pentru acest videoclip. Lasă un like, abonați-vă la acest canal dacă vrei să vezi mai multe videoclipuri și nu uitați să îmi dați un follow pe Instagram. Până data viitoare, peace!